Mica 3. Pentru că s-a discutat despre vorbitul pe bani și despre prorocii falși care vorbesc pe bani. Vreau să amintesc câteva versete astăzi, cât mai scurt. Am zis, ascultați căpetenii ale lui Iacov și mai mare casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea. Și totuși voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce își jupoaie pielea și îi sfărâmă oasele, îl fac bucăți ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan. Apoi strigă către Domnul. Dar el nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care dacă au mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Din pricina aceasta va veni noaptea peste voi fără nicio vedenie și întunericul fără nicio prorocie. 896, ați găsit? Versetul 6. Soarele va asfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. Văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor roși, toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va răspunde. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatul lui. Ascultați dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai mare casei lui Israel, voi cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept, voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire. Căpeteniile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru, nu ne poate atinge nicio nenorocire? De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Amin. Prorocul Mica a predicat pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda și a prorocit asupra Samariei și Ierusalimului. Deci a prins ambele împărății. A fost o vreme apropiată de vremea venirii pedepsei și se adresează prorocia căpeteniilor lui Iacov și mai marilor casei lui Israel, deci conducătorilor poporului. Și conducătorii poporului aveau datoria să cunoască dreptatea. Pentru că ei sunt o pildă pentru noi cei de astăzi, tot la fel, aceste prorocii se adresează și conducătorilor popoarelor de astăzi, nu numai oamenilor, ci și popoarelor, pentru că poporul Israel a fost o pildă nu numai pentru noi ca oameni, ci și pentru popoarele de astăzi ca popoare și pentru conducătorii de astăzi ca și conducători. Așa că putem zice, ascultați căpetenii ale României și mai mare ai casei României. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea. Deci, datoria unui conducător de oraș, de fabrică, de familie, de țară, de popor, de orice ar fi, este să cunoască dreptatea. În primul rând să o cunoască și pe urmă să o aplice. Realitatea era alta. Voi urâți binele, iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. Asta făceau ei cu poporul. Cum zicea cineva că România este o mare afacere. Nu este o țară, este o afacere a cuiva. Și zice, apoi strigă către Domnul, dar el nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea pentru că au făcut fapte rele. E un motiv pentru care Dumnezeu să nu răspundă. Faci fapte rele, Dumnezeu nu te ascultă. Și vine cuvântul și vine împotriva prorocilor care rătăcesc pe poporul meu. Dacă nu cunosc dreptatea, conducătorii se datorează prorocilor care nu le-au spus. Și vine cuvântul Dumnezeu împotriva prorocilor, care erau la fel. Dacă au mușcat ceva cu vidinții, vestesc pace, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Am ascultat acea înregistrare cu prorocul care a refuzat să meargă la predicat dacă pe weekend nu primea 2000 de euro. Pentru 800 n-a mers. Avea altă valoare. Dacă mușcă ceva cu dinții, vestesc pacea. Dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Lucrul acesta nu poate merge împreună cu cunoștința de Dumnezeu. Acel om nu este pasionat să își dea viața pentru Evanghelie. El nu-și dă viața nici pentru 1200 de euro, cât era diferența, numai pentru 2000. Și nu-și dă viața, își dă timpul. Și n-au cum să primească de la Dumnezeu înțelegere și lumină. Zice, din pricina aceasta va veni noaptea peste voi, fără nicio vedenie,
și întunericul fără nicio prorocie. Nu e vorba de cucerirea Ierusalimului de către babilonieni, ci e vorba de cucerirea minții de către diavol, încât, obsedați de câștigul lor, disprețuiesc cuvântul lui Dumnezeu și se întâmplă că ei soarele va sfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. N-are cum un om obsedat de câștig să vrea să facă voia lui Dumnezeu. N-are cum unul care predică pe bani să predice pentru mântuirea sufletului tău. Nu are cum. Văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor roși, toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va răspunde. Ziua când vor fi dați de rușine, spune apostolul, zice, să nu fim dați de rușine la venirea lui. Până atunci s-ar putea să moară în glorie, să fie lăudați până la moarte și după aia. Dar ziua în care vor fi dați de rușine oamenii va fi la venirea lui, când vor zice, Doamne, Doamne, n-am făcut noi numele Tău, n-am predicat noi, n-am făcut noi lucrări, n-am așa. Și o să zică, mergeți de la mine, blestemaților, că nu v-am cunoscut. Am scris pe Facebook despre cel care a predicat la Cluj cu vorbire în limbă falsă și am spus cuiva exact așa. Omul ăsta, Dumnezeu nu-l cunoaște. Îi va spune la judecată, du-te de aici că nu te cunosc. Habar n-are Dumnezeu ce face el. Dumnezeu va avea habar când el se va duce la Dumnezeu și zică, Doamne, am vorbit fals în limbă. Doamne, am predicat pe bani. Doamne, am făcut aia și aia. De atunci încolo, Dumnezeu îl va cunoaște, dar până atunci nu-l cunoaște. Și diagnosticul care e și astăzi peste noi, peste țară și peste biserici, este așa. Căpeteniile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru, nu ne poate atinge nicio nenorocire. Sentința sau rezultatul acestui diagnostic este versetul 12. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Primarii, hai să vorbim în limba secolului 21. Primarii, judecătorii, procurorii, polițiștii, conducătorii de corporații, de fabrici, chiar de locuri de muncă, căpeteniile, toți cei care sunt, judecă pentru daruri. Dacă îi dai ceva, se rezolvă. Dacă nu, nu funcționează. Preoții lui, pastorii, preoții, învățătorii, influencerii, pentru că astăzi avem diferite feluri de proroci, învață pe popor pentru plată. Îi știți pe ăștia care fac clipuri pe internet. Le fac pentru ca să aibă venit. Preoții lui învață pe popor pentru plată. Învață, adică devin modele. Îți urmați. Se uită lumea la ei și ce fac și eu tot așa. Asta înseamnă a învăța. Prorocii lui prorocesc pe bani. E ceea ce am văzut. Vine, ține o predică, pleacă cu plicul. Este o mică parte din sistem. Sistemul întreg e tot așa. Înmulțiți-l cu numărul de pastori și de preoți cât sunt în țara asta și în toată lumea. Așa funcționează sistemul. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru, ne poate atinge. Asta a fost pe vremea lui Mica, a lui Isaia și a venit imediat nenorocirea. Sionul, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Când Dumnezeu își va arăta mânia, pentru că aceste lucruri cresc o comoară de mânie în mintea lui Dumnezeu și în ochii lui Dumnezeu, pentru că acești oameni batjocoresc pe oamenii care ar trebui să-i învețe, îi jefuiesc, și când Dumnezeu își va arăta mânia, va fi o mânie dreaptă împotriva acestor oameni. De aceea să nu zicem când Dumnezeu își arată mânia, vai cum poate să facă Dumnezeu așa ceva, vai cum va arde pământul cu toate lucrările de pe el. Merită să ardă, pentru că această nelegiuire este foarte răspândită. Pentru că am promis să fiu scurt, mai citesc câteva versete care vorbesc despre același lucru. În Isaia 56:11. Totuși sunt niște câini lacom.
Deci din la 10, toți păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere, toți sunt niște câini muți care nu pot să latre, aiurează, stau tolăniți și le place să doarmă. Totuși sunt niște câini lacom care nu se mai satură, sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic. Toți își văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere. Niște păstori care nu pot pricepe nimic. Lipsa de cunoștință biblică este comună la toți acești oameni care repetă ca niște mantre, niște slogane religioase și umplu ecranul de emoție, cu fabricile lor de emoție, dar cunoștință n-au din Scripturi. Sunt niște păstori care nu pot pricepe, nici n-au cum. Deci mintea lui este formată să poată pricepe ceva pentru că ei sunt orientați spre bani. Ieremia 6, același cuvânt se repetă în Ieremia în două locuri, căci de la cel mai mic până la cel mai mare toți sunt lacom de câștig, de la proroc până la preot toți înșală. Leagă în chip ușurat igrana fiicei poporului meu zicând pace, pace și totuși nu este pace. Și în 7 cu 10 tot același lucru, dar citim în 8 cu 7 Ieremia. Chiar și cocostârcul își cunoaște vremea pe ceruri. Tutureaua, rândurnica și cocorul își păzesc vremea venirilor, dar poporul meu nu cunoaște legea Domnului. Cum puteți voi să ziceți, suntem înțelepți și legea Domnului este cu noi? Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. Aici vine cuvântul lui Dumnezeu și intră, pătrunde până desparte sufletul, duhul, încheieturile, măduva și merge până la ăia care, cărturarii care au scris Talmudul, care au scris datina bătrânilor, pentru că n-a fost numai o datină orală. Deci de pe vremea lui Ieremia deja exista o datină scrisă care zice ați desfințat frumos cuvântul lui Dumnezeu, zice Domnul Iisus, în folosul datinii voastre. Și toate aceste scrieri, toată această inundație de literatură paralelă cu Scriptura, o numește Duhul lui Dumnezeu pana mincinoasă a cărturarilor. Degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturilor. Înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși, căci au nesocotit cuvântul Domnului. Deci, ăia care scriu, ăia care vorbesc, nesocotesc cuvântul Domnului. Și ce înțelepciune au ei? De aceea pe nevestele lor le voi da altora și ogoarele lor altor stăpâni, căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacom de câștig. Mârșav, de la proroc până la preot, toți înșală. Leagă în chip ușurat tigrana picei poporului meu zicând pace, pace și totuși pace nu este. Trecem la Noul Testament. Cuvinte care ne vorbesc despre câștigul mărșal. Și cel mai important text este în 1 Tesaloniceni 4. Eu am versetul pe perete în birou și este unul din criteriile de viață pe care mi le-am luat. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Este un cuvânt pe care Apostolul Pavel a spus celor din Tesalonic și l-a repetat în a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Este un cuvânt foarte clar. O să vorbesc probabil altă dată despre faptul că Apostolul Pavel a fost, am mai amintit acest lucru, a fost o pildă pentru noi, un exemplu. Domnul Iisus, când s-a adresat lui Anania, i-a spus, du-te că este un vas ales. Și el spune despre sine, Apostolul Pavel, ce Dumnezeu m-a ales ca să fiu o pildă celor care vor crede în el, încât are curajul mai târziu să spună, călcați pe urmele mele, fraților, că eu calc pe urmele lui Iisus Hristos.
Pavel Croitorul și Iisus Dulgherul sunt exemplele noastre. Și bine ar fi să fim toți dintre noi, fiecare cu meseria lui, metalurg, chimist, fiecare ce meserie are să o facă, dar Doamne ferește proroc mincinos, pastor, popă și ceea ce numește lumea astăzi pastor sau învățător sau cine dă bani. Pentru că sunt câteva lucruri aici. Cuvântul lui Dumnezeu numește traiul fără muncă neorânduială. Și spune clar. Noi n-am trăit în neorânduială între voi. Apostolul Pavel și cei care au fost cu el au muncit. Și zice, n-am mâncat de pomană, ci lucrând și ostenindu-ne, nu zice ostenindu-mă. Toți au muncit. Era cu Sila, cu Timotei. Știm cu cine a fost când a mers la Tesalonic din Faptele Apostolilor. A plecat de la Filipii, prin Amfipoli, a ajuns la Tesalonic înainte de a ajunge la Berea și acolo a luat bătaie. A muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. De ce am muncit zi și noapte? Am vrut să vă dăm în noi și ne o pildă vrednică de urmat. Adică ce fac eu, faceți și voi. Dar pilda n-a fost urmată, pentru că tradiția casei nelegiuirii al sinagogii, dintre care ieșiseră mare parte dintre ei, era ca să mai marele sinagogii, probabil, se ocupa numai, nu era, nu muncea. Deci nu lucrează nimic. Trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic. Acum spun un cuvânt dur, dar vă recomand să faceți acest lucru. Să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. Adică unii din ăștia care trăiesc pe bani. Eu, discret și frumos, m-am îndepărtat. Mai bine câte unul vizită la mine, nu-l refuz. Chiar găzduiesc pe unii din ei. Dar nu uit să le amintesc fiecăruia dintre ei. Două lucruri, trei lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Dumnezeu vrea ca să muncim cu mâinile noastre fiecare dintre noi. Și să știți că sunt oameni, chiar în lumea religioasă, care aplică acest lucru. Dar taina nelegiuirii este mult mai complexă. Capcana este mult mai încălcită, iarba este mult mai răvășită, apa este mult mai tulburată. Încât cei care au cuget bun sunt amestecați cu cei cu cuget mânjit și cei cu cuget bun nu-i acuză pe cei cu cuget mânjit, încât industria aceasta, afacerii de bani din predici, funcționează nestingerită. Și nu știm de ce este așa, dar credința n-ar străluci dacă n-ar fi întuneric, lumina n-ar străluci dacă n-ar fi beznă. Și în mijlocul acestei neguri, acestei cețe, noi trebuie să vestim cuvântul lui Dumnezeu fără bani și fără plată. Nu cred că mai mi-am pus alt loc. În Efeseni mai este un text, dar cred că nu mi l-am mai notat. Cam aceste lucruri am vrut să le spun. Trăim într-o epidemie de proroci falși, într-o pădure de oameni care și-au făcut ca scop al vieții să câștige bani din, așa zisă, Evanghelie. Vai de aia Evanghelie, vai de aia bani și vai de cunoștința lor, pentru că acești oameni nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. M-am întristat de fiecare dată când am întâlnit câte un om care și-a propus, și chiar am discutat cu unii din ei, și au zis, eu vreau să mă fac pastor. Foarte rău faci. M-am întâlnit după 20 de ani, după 18 ani cu ei și s-au lăudat. Unul chiar mi-a zis, zice, tu m-ai învățat să nu dau la seminar și acum sunt profesor. Eu zic, știu, ești un rebut al meu. Nu mi-a reușit cu tine. Un altul zice, mi-a zis, m-am hotărât să trăiesc din Evanghelie. Am spus, serios? Ești convins de asta? Uite ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. A alunecat foarte rău. E prin YouTube-ul cu predici de ale lui. A ajuns să spună că eu am adevărul. Cine ascultă de mine intră în rai. Cine nu ascultă de mine e pierdut. Și așa mai departe. O aroganță extraordinară. Eu cred că cel mai bine este să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ce cunoștință este în ei? Ce-ți poate da un om care îi dai bani să-ți predice ce-ți place? Nu-ți poate da nimic. Cu asta am vrut să spun că trebuie să urmăm pilda Domnului Iisus, trebuie să urmăm pilda Apostolului Pavel, care a zis, voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați. Noi știm ce trebuie să facem ca să urmăm pe Pavel, să facem ca Pavel. Dacă el s-a ostenit și a lucrat, deci cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce,
Dumnezeu ne va binecuvânta chiar prin faptul că ne dăm cu ciocanul peste degete, chiar prin faptul că învățăm o meserie, chiar prin faptul că facem o meserie. Ne va binecuvânta mintea cu o gândire procesuală, sau nu știu cum să zic, procesatoare, o gândire logică, o gândire care paralelă cu procesele lui Dumnezeu, cu felul de a gândi al lui Dumnezeu, unde nimic nu iese fără lucru. Vedeți, în lumea asta religioasă, totul este magic, totul este mistic, totul este instant. Dumnezeu lucrează, te-o binecuvântat, să vedeți ce minune a făcut Dumnezeu. Numai minunea să se pună să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, asta nu a făcut-o. Pentru că pe minunea asta nu se pot lua bani. Sunt multe de spus și despre vrăjitorii probabil o să vorbesc în altă dată, dar Dumnezeu este supărat pe acești proroci. Asta mai spune unul din prorocii adevărați. Dumnezeu este supărat pe acești proroci. Și să fim și noi, să nu-i privim cu admirație, ci să-i privim cu milă și să ne îndepărtăm de cei care trăiesc așa. Amin.